împotriva comunismului. Este o expoziție impresionantă, Memorialul de la Sibie, care este chitoria morală și spirituală pe care Ana Vladiana, împreună cu Romul Sursa, o lasă românilor, o lasă și altor generații și care a fost în regime preluată de fundația care deține cel mai important fond de documente de istorie, primul al doilea război mondial, dar și jurnalele politicienilor noștri care au luat calea exilului sau care, rămânând în țară, au intrat în pușcării. E vorba de fundația Hoover. Deci se întâlnesc două instituții, două chitorii esențiale ale memoriei, arhivelor, cea de la Sighet, realizată de doi scriitori importanți, de o poetă care este primul rând al poeziei românești, nu doar din anii 60, cum spun unii, și din perioade mai lungi, și nu doar dintr-un secol, Ana Vladiana. Și atunci, lucrul acesta înfrumânează evenimentele dedicate literaturii române și promovării ei și târgului de la Expo America. Mai avem un oaspete important, doi oaspeți importanți, veniți de la București, de la Institutul Cultural Român. Este vorba de domnul vicepreședinte Naghi Mihalin și de doamna Drăghici. Îi salutăm. Nu știu, n-am văzut dacă în sală mai este și directorul de la CENAC. Este. Bogdan, e în fața mea. Da, eu mă uitam așa. Vă mulțumesc că ați venit și domnul vicepreședinte vrea să vă spun înainte să începem acest eveniment, această seară, să fiu aici alături cu dumneavoastră. Mâine, doamna Ana Vladiana și Romul Sursan, vor avea și la Târgul de Carte o dezbatere cu titlul Memoria ca formă a justiției. Și eu și eu am terminat istorie și chiar teza de doctorat am scris din istoria comunismului, ce s-a întâmplat, mai ales în România, mai ales cu minoritățile naționale. Acum de 2 sau 3 ani chiar am ținut și o prelegere la Sighetul Marmației și vă bucur că m-ați invitat. Și acum măcar, atunci n-am reușit să ne întâlnim, dar măcar de data asta ne întâlnim. Și înainte să mă pregătesc la această scurtă intervenție a mea, a rămas în mintea mea memoria. Și este un mare teologian francez care a inventat această noțiune, memoria colectivă. Și de ce vreau să vorbesc eu acum puțin despre memorie și memoria colectivă? Pentru că acum vorbim la New York în limba română, nu o limba franceză. Sau o limba engleză. Teologianul este francez. În limba română. Pentru că este o comunitate, e o diasporă română care are o memorie colectivă. Are o istorie vie. Încă nu are o istorie scrisă. Avem foarte puține cărți, avem foarte puține articole despre această comunitate și istoria acestei comunități. Dar ce bine că avem o memorie colectivă. Ce bine că avem o istorie vie și dumneavoastră reprezentați această istorie vie. Pentru că memoria colectivă de aceea este importantă pentru că așa vom reuși să construim identitatea, să păstrăm identitatea și să păstrăm tradițiile. Memoria, identitatea și tradițiile. Și mă bucur să fiu alături cu dumneavoastră din nou, pentru că și anul trecut am reușit să ajung la New York. De ce sunt a doua oară la New York? Pentru că a doua oară suntem prezenți aici, la Târgul de Carte, în acest an, o prezență mai consistentă. Am văzut față de anul trecut și editorii din America. Încet, încet am reușit să stârnim puțin apetitul pentru literatura română. Ce bine că editurile din America sunt mai interesați de literatura română și
Sperăm că în anii viitori vom publica către mai și vom traduce mai mulți scriitori români în limba engleză. Doresc succes și pentru echipa de la New York, echipa ICR-ului. Mulțumesc partenerilor noștri, cei care au colaborat cu noi și cu vechea echipă, vechea, nu știu care echipă, că sunteți alături de noi, ne susțineți și vă rog să ne susțineți și în viitor, pentru că dacă vrem să avem nu numai istorie scrisă, istorie vie, dacă vrem să avem și istoria scrisă, să scriem și istoria aici la New York. Avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Domnul Susan și cărțile lor și vreau să vă povestesc așa, câteva lucruri care mă leagă, pentru că informațiile despre cărți, bibliografie, ați văzut că pe site, pe Facebook, noi am pus toate coperțile, dar poate că ceea ce o să vă povestesc acum o să aibă o semnificație. Nu, în orice caz sunt lucruri pe care nu le știți. Eu sunt foarte fericită că după 1990 am editat toate cărțile Anei Blandiana pe care le scrisese înainte de 1990 și erau destule. Și că am editat și primul ei volum de poeme inedite, Soarele de apoi, după o perioadă în care nu scrisese. Și nu scrisese, sunt absolut convinsă, nici eu n-am putut să public vreo 10 ani, pentru că a avut destule momente în care cenzura sau comentariile care s-au făcut îi blocau o libertate spirituală și o forță morală pe care o are mai mult decât majoritatea scriitorilor, ca să nu fac așa un absolut, să nu spun că este singura care o are. Și atunci, această perioadă a fost pentru mine foarte importantă. Am fost împreună la Frankfurt, unde am lansat cărți la târg și am văzut cât succes au aceste cărți. Și când am făcut lansarea primelor cărți pe care am fost la grupul de edituri pe care l-am condus, era un moment după ce se creează o fractură între Ana Blandiana și criticul atât de mare care este Nicolae Emanolescu, care venea din zona activității civice, din opțiuni pe care avem dreptul să le luăm personal. Și mi-aduc aminte că am vorbit atunci cu Ana Blandiana, am vorbit cu Laurențiu Unici și am spus, sunt și eu încăpățânată din fire, și am spus, nu se poate să nu vină acest critic important și să nu se apropie din nou spiritele lor, care sunt aparțin unei zone a excelenței. De obicei, oamenii cred că a conduce lumea se bazează pe principiul divide et impera. Fără să mă gândesc că aș conduce o lume, eu nu cred decât în gesturile care unesc valorile și nu în cele care le separă. În cazul acesta, în seara aceasta, prin Ana Blandiana, o să ascultați poezii dintr-o nouă carte, dintr-o carte pe care Institutul Cultural Român a prezentat-o invitând-o și la Londra, o carte care a apărut la o editură din Anglia, cu poeziile Patria mea a patru apărută la Humanitas, pentru că după ce noi ne-am despărțit, că eu m-am oprit cu grupul de edituri, ne-am sfătuit și am spus unde merge și a mers la Humanitas și a devenit autor al acestei edituri, care pune o mare piatră prețioasă în coroana ei. Poate, eu cred că cea mai importantă. Și am foarte multe povești pe care o să vezi. Poate că o să răspundem la întrebări. Vreau, de fapt, în seara asta, să auziți vocea a doi scriitori importanți. Și să știți că am vrut să vină în America imediat ce eu am venit aici la post. Și vă pot confirma acest lucru pentru că am sunat-o și mi-a spus nu pot să vin acum, dar iată că am reușit ca să vină acum.
după ce a fost și la Târgul de la Londra. A vrut să vină Romulus Rusan pentru că ei au fost cei doi scriitori, un cuplu excepțional, unic în literatura română, au fost la o cursă în America și după ce această cursă s-a încheiat, la un anumit interval de timp, a apărut cartea America Ogarului Cenușiu. Cei care au citit această carte, văzând succesul ei extraordinar, au și taxat foarte repede unele rămâneri în străinătate în America. Deși este o carte scrisă cu foarte mult echilibru și fără laude, cum să spun, exagerate, din interiorul vieții americane și mai mult decât atât, dintr-un spațiu care nu era al New York-ului, dintr-o zonă mai închisă de campus universitar, care nu la mare depărtare, are și agricultură care se dezvoltă, deci nu neapărat o zonă exclusiv citadină. Cartea are multe nuanțe, multe interpretări ale spațiului din interiorul lui. Aș spune că e mai mult America pe care dacă stai la New York nu o cunoști. Deci este o America întreagă cu tot ce a însemnat creșterea ei sau cu tot ceea ce înseamnă apropierea de locurile în care nu este numai, cum să spun, nu sunt numai muzee, nu este numai această trepidație. Este și o America unde poți să te plictisești, unde sunt mai cenușii zonele sau, dacă ești un om de carte, ești fericit pentru că e foarte multă liniște și poți să lucrezi extraordinar. Sper să recitiți, noi avem la bibliotecă America Ogarului Cenușiu, acestui autobuz care străbate sute și mii de mile și cu care omul care are mai puține posibilități materiale, dar care iubește să cunoască necunoscutul și să traverseze o țară din toate părțile, își poate permite să călătorească. Ce mă impresionează este că spiritul acesta de adolescenți, de bursieri, ai lumii mari, vin și păstrează și acum. De câte ori călătoresc în lume, felul în care se poartă, felul în care vorbesc despre cultură, este al unor studenți care iubesc realmente cultura. În sensul în care ea se transformă în cărți și în sensul în care înseamnă un imens sacrificiu, dar o uriașă realizare, incomparabilă cu alta, care este memorialul de la Siegel. Vedeți aici expoziția excepțională, o să vedeți un slideshow. Iar acum eu am să tac și muzele vor vorbi. Începe Glaziana. Domnule, despre Doina Unicaru e greu să vorbesc pentru că suntem colege de atâtea decenii și am fost atât de apropiate, mereu sunt ea mi-a fost într-adevăr editor în acel prim deceniu, deci cu Revoluție, în care, în primul rând, am scris mult mai puțin și probabil că fără insistențele ei de a publica ceea ce scriam pe genunchi în avion, între două meeting-uri, n-aș fi publicat, dar mai ales eram intimidată de felul în care lucrurile se schimbaseră brusc și aș zice că într-un fel aproape invers decât visasem. În sensul că nimic n-a fost mai greu de acceptat și sunt convinsă că toți scriitorii din țările de Est au avut acest sentiment, că libertatea cuvântului a diminuat importanța cuvântului. Deci visasem o viață întreagă să fim liberi, să putem scrie și publica ce vrem noi, deodată acest lucru se întâmpla doar că se întâmpla aproape degeaba. Nimeni nu mai avea timp pentru asta. Și am citat de multe ori o întâmplare și o replică a unui scriitor englez, John Brown Jones, care în clipa
respectivă era președintele Societății Scriitorilor Englezi, care a venit în România într-o perioadă când eu eram interzisă, a insistat foarte mult până a reușit să mă întâlnească și care, în condițiile respective, mi-a spus următoarea frază: dacă aș ști cât vă invidiez. Eu am spus, iertați-mă, vă bateți joc de mine, sunteți un om liber venit din un poet liber venit dintr-o țară liberă, sunteți președintele Scriitorilor Englezi, eu sunt interzisă, mă rog, problemele erau nenumărate, dumneavoastră mă invidiați pe mine? Și el a spus, da, știu că nu aveți cum să înțelegeți. Aș vrea doar să vă spun că deosebirea esențială dintre noi este că eu pot să ies în Trafalgar Square și să strig jos guvernul sau moarte reginei și tot ce se va întâmpla va fi că mașinile vor avea grijă să mă înconjure ca să nu mă lovească. Nimeni nu va avea timp nici să se oprească, nici să se mire, nici să... În timp ce dacă noastră spuneți o silabă, toată lumea ciurește urechile, le-ați spus și să înțeleagă ce poate fi subînțeles prin ceea ce a spus, ceea ce era adevărat. Adică existase înainte și Doina, care am fost colegi în același timp și am spus în același timp, știe foarte bine că nu exagerez, exista între poet și public, mai ales între poet și public, între scriitor și public în general, dar mai ales între poet și public, pentru că poetul avea ca instrument metafora, care este o comparație care îi lipsește un termen. Iar acest termen putea să fie invertat de ascultător, de scăpa cenzurii. Poetul, adevărul e că poezia se năștea la jumătatea drumului între cel care vorbea și cel care asculta. Iar asta dădea o solidaritate extraordinară. Deci, am început prin a spune câteva fraze ca scriitor, dar eu aș vrea să vă propun următorul program pentru prima parte, partea care ne aparține acestei serii. Să facem abstracție mai întâi de faptul că suntem scriitori și să vorbim, să vedem filmul un filmuleț de 7 minute care spune esențialul în engleză pentru cineva care nu știe nimic despre despre comunism, despre România și care este făcut ca să deschidă o ușă spre această istoria noastră recentă. După care aș vrea să vă rog să stingem luminile. V-ați uitat la noi, sper că ne-ați văzut mai tineri decât suntem. pur și simplu să stăm de vorbă. N-am venit să vă ținem conferințe despre Memorialul Sighet. Memorialul am venit deja în al 23-lea an la jubileul de 20 de ani. A fost toate sărbătorile posibile cu istorici veniți din toată lumea. Deci am putea să vorbim ori întregi, dar nu asta e problema. Problema e să... și noi suntem curioși de ceea ce vă interesează pe dumneavoastră, nu numai dumneavoastră, sper că sunteți curioși de ce putem noi să răspundem. Pentru că, și mă refer absolut în egală măsură la noi doi, pentru că memorialul a fost pornit absolut împreună, în sensul că eu am avut o conversație cu Catrin Lalumier, care era secretar general al Consiliului Europei, și am propus această idee. Și ea a spus o frază
pe care eu după aceea am exploatat-o și am repetat-o de sute de ori, mai ales în România, unde aveam probleme în primul an de după Revoluție. Și fraza a fost, păi faceți un proiect, Consiliul Europei există ca să apere drepturile omului. Și nu există un loc în lume în care drepturile omului să fi fost călcate în picioare mai mult decât într-o închisoare comunistă. Faceți un proiect, pentru că proiectul era acela de a transforma o închisoare comunistă celebră, închisoare de la Siget, celebră ca închisoare, în care puseseră într-o singură noapte strânși și încarcerați toți demnitarii români de la 1918 până la data respectivă. Până la data respectivă înseamnă și socialdemocrații, adevărații socialdemocrații. Această frază a fost o mare sprijin pentru noi în continuare. Pe această frază am pornit să facem împreună proiectul pe care l-am prezentat Consiliului Europei, care l-a luat sub egida sa și după aceea a urmat istoria celor 20 de ani care s-a scăzut din istoria literară, ca să zic așa, și chiar din propriul nostru destin. Dar cred că am uitat. Este așa cum spunea domnul Năr, este locul în care am încercat să reactivăm memoria comună. Am realizat că nu se poate spera să se schimbe cu adevărat ceva în România până nu înțelegem ce a fost și deci ce trebuie schimbat. Și despre Sighet am spus întotdeauna că nu este un drum spre trecut, nu este doar o poveste despre suferința care a fost acolo, este un drum spre prezent și chiar spre viitor, în sensul că doar învățând, aflând ceea ce s-a petrecut, putem să înțelegem rezidurile rămase în societatea noastră din aproape 50 de ani de istorie și putem să înțelegem cum putem să le depășim. Deci, vă propun să rămânem la dispoziția de astăzi și să vă răspundem la tot ceea ce vă interesează despre memorial, despre România, după aceea să trecem la partea literară propriu-zisă, în care, să fiu sinceră, eu credeam că vom fi scriitori, nu doi, aveam impresia că Doina Olicaru va face pasul care desparte rândul întâi de scenă pentru a citi din versurile sale și mi-a plăcut să fie așa. Dar, deci, în a doua parte, vom fi scriitori. Un singur lucru mai voiam să spun. Legătura între... deci, n-aș vrea să vă închipuiți, o să vedeți ascultându-ne, că noi, ca scriitori, suntem niște oameni care, cum să spun, care facem propagandă ideilor noastre despre ce trebuie să se întâmple în societate. Sunt două lucruri, adică noi suntem, ne continuăm destinul de scriitori, cel în ceea ce mă privește, destinul unui poet este se află undeva mult deasupra sau mult sub nivelul la care se desfășoară istoria. Legătura între cele două părți este ființa noastră, este faptul că am fost niște oameni care am crescut într-o societate totalitară și ne-am simțit responsabili față de ce asemenea nouă. Și atunci
și acum. Iar din această responsabilitate s-a născut memorialul de la Schiet. Deci, hai să ascultăm mai întâi, să vedem acest filmuleț și după aceea, pe fondul imaginilor de la Schiet, care sunt numeroase, să stăm de vorbă cu Schietul. Vă mulțumesc! Located in Sighetu Marnație, northwestern Romania, on the frontier with the former Soviet Union. Between 1950 and 1955, 180 members of Romania's elite were secretly imprisoned here. They included ministers from the 1919-1947 period, bishops and priests of the Uniate and Roman Catholic churches, First World War generals, journalists, and governors of the National Bank. Of the 180 prisoners, 54 died while incarcerated. After the signing of the Geneva Convention in 1955, there was an amnesty, and up until 1989, the prison building was used for various other purposes, eventually falling into ruin. In 1993, the Civic Academy Foundation was granted a 50-year concession to the building, and in the two decades that followed, transformed it into a museum with just under 60 rooms, presenting the history of communist repression and the resistance in Romania, as well as in Poland, Hungary, Czechoslovakia, the German Democratic Republic, and the Soviet Socialist Republic of Moldavia. The museum presents the events that led to the communization of Romania. Muzeul din Sighet, deci Memorialul Victimelor Comunismului și a Rezistenței este numele, este format din o expoziție care a fost la Uniunea Europeană la invitația președintelui Parlamentului European, care era acum câțiva ani, domnul Buzek. Și aici aș vrea să fac un comentar, chiar dacă dumneavoastră sunteți americani și sunteți mai puțin interesați de ce se întâmplă în Europa. În Europa se întâmplă un lucru foarte interesant. Prin intrarea în Uniunea Europeană a fostelor țări din Est și prin faptul că Uniunea funcționează după niște mecanisme democratice, deci, prin rotație. Toate funcțiile sunt ocupate prin rotație de reprezentația țărilor care fac parte din Uniunea Europeană. E bine, în felul acesta ajung la conducerea instituțiilor Uniunii Europene reprezentanți ai Estului. Oameni care au trăit ce s-a întâmplat acolo și înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Este un element esențial al unificării obsesiilor europene, adică al cunoașterii dintre Est și Vest, care a fost extrem de deficitară. Într-un fel ciudat, Vestul nu prea era interesat de ce se întâmplă în Est. Știți cu toții ce jigniți ne simțeam și noi și ungurii când se confunda capitala Budapesta cu Bucureștiul sau invers. Iar pe de altă parte, noi cei din Est aveam o idee, o privire atât de plină de speranță și de admirație față de ce se întâmpla în libertate. Nici măcar nu știam foarte bine că aflam prin Europa liberă, încât, în mod fatal, n-am cunoscut exact, adică am cunoscut Occidentul atât de idealizat, încât, în mod fatal, în momentul când am ajuns să fim împreună, de fapt, nu prea ne cunoșteam. E bine, această rotare, rotație democratică din cadrul instituției Uniunii Europene face ca lucrurile să se uniformizeze și să se
să ajungem să ne cunoaștem cu adevărat. V-am spus asta pentru că în momentul în care Jerzy Buzek a ajuns președintele Parlamentului European, el fiind unul din reprezentanții de frunte ai Solidarność, Solidarność cu care Memorialul a avut tot timpul niște relații extrem de strânse, președintele Parlamentului European a invitat Memorialul cu o mare expoziție, cu o mare dezbatere, cu câteva săptămâni s-au venitat populații, 30 de diplomați, pentru că la Bruxelles există câte 3 ambasadori pentru fiecare țară. Că nu trebuie să vă explic eu noastră, care unii sunteți probabil diplomați în țară. Deci, ca să revin, aceasta este structura memorialului. Iar am și centrul de studii și muzeul sunt administrate de Fundația Academia Civică, care a fost înființată la propunerea Consiliului Europei ca să administreze creerea și după aceea funcționarea memorialului. Deci, v-am explicat aceste lucruri și fiindcă e bine să le știți și fiindcă în felul acesta, să spun, v-am dat puțin timp înainte de a ne pune întrebări. Vă rog. Sunt Mariana. Tuturor celor prezenți, spunând că suntem onorați de faptul că putem, în sfârșit, să avem o întâlnire mai deosebită, mai apropiată de doamna Ana Blandiana și de domnul Rocu Susan, este pentru noi o bucurie, pentru că ceea ce dumneavoastră ați făcut în România în anii comunismului și după, sunteți pe vârful, pe arcul de triumf al transformării României. Iar faptul că acum suntem aici, este datorat Institutului Cultural Român din New York, doamnei directoare Doina Uricariu, care de când este la conducerea acestui institut, institutul a prezentat și prezintă publicului larg subiecte de mare interes. Cu o echipă profesională ca dânsei, avem siguranța că întotdeauna cultura română va fi reprezentată. Iar dumneavoastră, doamna Ana Blandiana, aș vrea să vă pun o întrebare. Vă cunosc activitatea dinainte de 89 și de după. Sunteți arcul care duce spre triumful democrației în România și aș vrea să vă întreb care este opinia dumneavoastră despre situația din România acum, după 25 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Vă mulțumesc! Uniunea Europeană, deci, cel puțin la nivelul instituțional și teoretic, suntem membri tehnic și egal ai comunității internaționale. Este, spuneți, progres față de primul deceniu de după Revoluție. Aș vrea să vă atrag atenția. O, vă mulțumesc, așa, adică e mai bine așa, senzația că mă adresez în tunericului. Și putem și mai mult, dacă vreți, pentru că se pare că... Așa este într-adevăr. Ce vreau să spun este că acum problemele se pun cu adevărat altfel. Acum, cu adevărat, nu depinde decât de noi să dăm un conținut acestor structuri cărora deja le aparține. Știți cu siguranță Genevra, teoria lui Titul, mai ales despre formele fără fond.
această, și din punctul lui de vedere și, și în istoria gândirii românești, această formulă este o formulă profund pejorativă. Dar eu cred că ea nu conține în același timp ceva pozitiv. În sensul că formele fără fond pe care le critica Maiorescu la sfârșitul secolului al XIX-lea s-au umplut de conținut în primele decenii de, ale secolului 20, iar după 1900, după primul război mondial, România a devenit o țară care funcționa democratic, cu instituții serioase. Deci, formele fără fond, încet, încet, și-au creat conținutul, sau istoria s-a ocupat să le umple. Acest lucru cred că se petrece în continuare cu noi. Este clar că în momentul în care noi am fost primiți în NATO și în Uniunea Europeană, noi nu îndeplineam, și asta nu e un secret și nu e o dezvăluire pe care o fac eu, sunt toate declarațiile oficiale, sunt în acest sens, noi nu îndeplineam toate condițiile, ca și alte țări din Est, de altfel. Dar, încet, încet, aceste forme în care am intrat și pe care nu eram în acea clipă în stare să le acoperim cu un conținut real, încet, încet, încep să se umple. Gândiți-vă doar la felul în care funcționează justiția română la această oră. Este un fel pe care în urmă cu 20 de ani era absolut de neînchipuit. În ceea ce privește chiar ultimele evenimente, nu trebuie eu să vă fac complimente. Știți foarte bine că românii din diaspora sunt cei care au împlinat balanța și iată un alt element care și-a dovedit încărcătura pozitivă, deși la urma urmei faptul că atâția români au părăsit România înainte și după 89 este un fapt negativ pentru România. Dar iată că cei care au plecat de acasă au reușit să își spună cuvântul învățând într-un fel democrația din țările în care existau. Personal, sper din am spus întotdeauna, nu sunt foarte optimistă și cărțile mele, mai ales sus din mea carte, Strada de manipulare, este o carte despre care s-a discutat foarte mult ca despre o carte deprimantă. Sunt destul de pesimistă pe termen foarte scurt, dar sunt optimistă în perspectivă. Asta, în măsura în care pot să-mi permit să fiu optimistă în legătură cu destinul omenirii în general. În orice caz, e clar că destinul nostru depinde oarecum în egală măsură de destinul Europei și de destinul Pactului Euroatlantic. Pentru că, mai ales în ultimele, în situația internațională a ultimelor ani, de după problemele Ucrainei, este clar că legătura noastră cu NATO devine din ce în ce mai puternică și nici n-am putea să ne imaginăm altfel continuarea optimistă a istoriei fără această protecție. Am făcut seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț între anii 66 și 71. Și mi-aduc aminte că la sfârșitul acestei perioade, prin 68-70, probabil, apăruse o poezie de dumneavoastră intitulată Sufletul.
Și mi-aduc aminte cumva așa vag că era o imagine cum poetul ține sufletul în palmă și se uită în palmă și cumva îl descoperă, îl vede pe Dumnezeu. Poemul se încheia cu un vers în care Dumnezeu era menționat cu dâ mare. Și pentru noi, elevii de la seminar, care oricând ieșeam afară din internat, eram atacați de indiferent cine se întâmpla, pe autobuz, pe tren, când mergeam în vacanță sau oriunde, cu problema legată de felul cum răspundem noi la argumentele ateismului în general. Și noi, evident că aveam formația asta să știam tot felul de argumente logice, teologice, filosofice. Totuși, când a apărut poemul acesta al dumneavoastră, pe la noi, circula pe sub mână și scris de mână. Și cât știu eu, literatura română de atunci, presa literară, nu era posibil să scrii cuvântul Dumnezeu cu dâ mare și să vorbești despre viața veșnică, era în subtext ideea de viață veșnică și de suflet și sufletul cu Dumnezeu. Deci era practic un poem pe care l-ar fi scris un teolog foarte bine și care nu se publica. Întrebarea, eu când l-am citit, am simțit ca și cum aș fi descoperit sau inventat argumentul cosmologic pentru demonstrarea existenței lui Dumnezeu. Cum se face că ați putut publica în anii aceia un astfel de poem și dacă ați avut de suferit repercursiuni eventual, când și-au dat seama, când cenzura eventual și-a dat seama că a scăpat Dumnezeu cu dă mare suflet și, mă rog, un discurs teologic în principiu. Vă mulțumesc. Am fost interzisă în trei rânduri. Odată le-am publicat cu pseudonim pe care îl porți acum și sunt, mă rog, între timp am cam uitat, dar la început eram chiar jenată că aveam un nume atât de sonor, adică nu se potrivea cu, era sunat prea bine. Doar că fusese, este numele, este, Plantiana este satul mamei și eram câțiva elevi care am trimis poezii la revista Tribuna din Cluj și eu am fost satul mamei și Ana este inima, nu mă cheamă Ana, mă cheamă Otilia Valeria și toată lumea îmi spune Doina. Deci Ana nu e decât inima la Plantiana. Și ceea ce voiam să spun este că atunci am fost interzisă pentru că s-a trimis o circulară la toată presa pe care se spunea că se atragea atenția că sunt pe pseudonimul Ana Plantiana, se ascunde fica unui dușman al poporului, tata era închis în această perioadă. După aceea am fost știți cei care ați trăit în România în acea perioadă că în comunism exista noțiunea de strângere și de strângere a șurubului. Deci erau perioade când erau mai dure, perioade în care părea că se deschide puțin. Deci s-a deschis puțin. După 4 ani am redebutat, am publicat carte după carte și la un moment dat am publicat niște poezii. Adevărul e că și acum mă mir că au apărut și nici acum nu mi-e prea clar unde au apărut, pentru că când este vorba de cele 4 poezii care au apărut în amfiteatru, eu cred că suntem un popor vegetal și care au devenit samizdat, în sensul că au început după scandal să fie copiate de mână în sute de mii de exemplare. Și, deci, și iar după aceea a urmat am fost interzis, mai au fost proteste internaționale, după aceea mi-a dat drumul din nou să public, cu lupa pusă pe mine, încât practic nu mai prea puteam publica aproape nimic, că atunci am început să scriu pentru copii. Și a urmat scandalul cu un motan care îl parodea pe Ceaușescu. Și
ce v-am spus foarte pe scurt asta, ca să vă explic că se întâmpla prin câte un accident sau prin câte o solidaritate. Pentru că și asta mi-au apărut cărți importante care, de exemplu, cea mai tradusă cartea mea este Proiecte de trecut, care vorbește despre deportările din Bărăcan, printre altele, și care a apărut în 1982. Și este clar că fără colegii de la Cartea Românească, care erau scriitori și care au făcut pe proștii și au făcut referate în care au spus că este o carte despre frumusețile naturii din România și așa mai departe, și fără Marin Preda, care era directorul editurii și avea, cum se spunea pe vremea aia, spatele destul de tare ca să cartea n-ar fi apărut. Deci, se întâmpla să apară, iar după aceea, de fiecare dată, apărea cât un denunț. Și atunci eram interzisă. Deci, cam asta era mecanismul. Am vrea să completez ce spuse cu aceasta de care să funcționează. Să completez cu faptul că paradoxal, spre sfârșitul anilor 80, cenzura devenise pe anumite direcții chiar mai aberantă decât cea din timpul stalinismului sau al începutului ceaușismului. De pildă, fiindcă sunteți preot, vreau să vă spun că nu era voie să apară cuvântul biserică. Nici templu. Eu scrisesem o carte despre Mediterană, despre Zanz, și aveam o rubrică la radio, la emisiune de străinătate, și mereu eram rugat să revin cuvântul templu. Nu mai vorbesc de biserică. Trebuia spus monument istoric. Asta era ce vă domnim în biserică și în templu. Cerea a avut foarte multe dispoziții de, pe termen scurt. Era chiar un fel de monitor oficial, ca să spun așa, al interdicțiilor. Până în 1977, ea funcționa sub denumirea de Direcția Generală a Publicațiilor și Tipărăturilor, DGPT. În 1977 a fost desfințat. Până atunci primeau săptămânal liste cu lucruri despre care nu se putea vorbi. Inclusiv despre așa numitele atunci construcții ale socialului. Se ascundeau anumite obiective care se construiau. Chiar și combinatul de la Galați era făcut în afara platurilor Caierului. Caierul din Dea, în perioada anilor 50-60, să specializeze țările din punct de vedere economic. România era considerată o țară, România și Bulgaria, care trebuie să facă agricultură. Cehia și Republica Democrată Germană erau specializate pe industrie. Și așa mai departe. S-a făcut chiar un plan de ceea ce se numește acum proiect transfrontalier, ca între sudul Republicii Moldova, Dobrogea și Bulgaria, să există un coridor economic comun. Acolo s-a făcut și o luptă secretă de vizită, la un moment dat, pentru unificarea consumului de network.
Deci, totul se schimba de la momentul. Tata mea a lucrat după ce a făcut prezisoare, s-a recopilat ca constructor de conducte de gazetă. Și se făcea o conductă între Oltenia și Paroșeni, o localitate lângă Deva, unde era nevoie de energie. Asta nu intra în proiectele care am scris cu mare plăcere un reportaj despre acest șantier extraordinar, după așa, în aerul verde, în care, mă rog, făceau foarte mulți serani, folosiți ca unele de lucru, erau ingineri și tehnicieni, protecționiști politici, nu exista nici măcar o organizație de bază de fascism. Am scris un reportaj chiar foarte sincer și entuziast. N-am putut să afară. N-am aflat decât foarte târziu că acea conductă era o conductă în afara planurilor făcutei cu sovietici și cu restul țărilor. Deci, centura avea nenumărate asemenea restricții, aberantică. Iar în 1980, când deja era un liber, ca să spun așa, cu vederea relațiilor cu Taierul și cu Pascul de la Barciove, așa s-a mai departe, dacă am dorea o asemenea moduri de vită, să nu se pronunțe cuvântul Biserică. După ce Ceaușescu și îngropase părinții cu 12 preoți, fiindcă părinții erau foarte credincioși, brusc a devenit un ateism inexplicabil, a început să dărâme biserici și nici măcar să nu permită să se vorbească despre cuvântul Bisericii. Vreau să pun eu o întrebare care e așa mai informare. Ați venit în ori cifra 806 autori care au contribuit la materialul enorm care a fost arhivat, care a apărut în cărți, în cărți descoase de Academia Civică. Mă interesează cum s-a întâmplat această identificare a autorilor. Au venit mulți la voi să vă adreseze, să vă trimită cărți. În ce fel au venit autorii care sunt istorici? Deci drumul acesta către un memorial care te impresionează vizual, care te impresionează moral, care te impresionează enorm, pentru că sunt elemente care țin de spațiul pușcărilor, încarcerării, sunt lucruri îngrozitoare pe care le vezi și pe urmă este de fapt această bibliotecă pe care ați creat-o. Cum au venit autorii? Și cum i-ați identificat? Eu. Cine vrea? Eu. Nu, Dumnezeu, ca să vorbiți mai aproape de microfon, vă rog frumos, nu se aude în spate. Da. Cât mai aproape. În momentul când am început memorialul, deci în 1993, accesul la arhiv era totalmente interzis. În schimb, aveam relații cu Asociația Fostilor de Ținut Politici, cu Asociația Fostilor Deportați din Banat și Merediți în Răgan, cu asemenea organizații care se constituiau din victimele directe ale represiunii Fostilor Politici sau Deportați. Și am început o serie de 12, de 10 simpozioane, mai multe, aș spune, cu câte 300-400 de intervenienți, majoritatea, marea majoritate, provenind de la SRP și APDT. Pe lângă asta am invitat tineri cercetători, încă în formare, și specialiști în istoria Estului European din alte țări. De pildă de la Denis Teletan Ghiceanu, cunoscut dintre ei, de la Universitatea din România, din America, Tom
Brandon de la Universitatea de George Washington din Washington DC, Esterman de la UA Institution tot din Washington, din țările foste comuniste, am invitat de la Institutul Revoluție din 56 de la Budapesta, din Polonia, de la Capra, din Varsovia, o organizație care exista în legalitate de la început al Solidarității, cu Solidarność, fundația din Gdansk, cu Universitatea din Praga, unde este o mare românistă, doamna Sfântuva Mătova, și așa mai departe. Din acest amestec de martori și de specialiști au ieșit 10 volume, totalizând 7500 de pagini. Așa numita colecție a Marii Resider. Într-un mod foarte amestecat, de fapt, dar oarecum sistematizat pe capitole, am parcurs istoria comunismului din România și din alte țări. În așa fel de memorial are și să dedicate evenimentelor importante din comunismului din alte țări. Revoluția din 53 din Republica Democrată Germană, Revoluția Maghiară, din 56, primăvara de la Praga, continuată pe urmă cu mișcările care au dus la Revoluția pe Capitea din 99 și Solidarność. Polonia este cea mai prezentă, pentru că ea a avut tot timpul omului, nu întâmplător de acolo, a prezint printr-o mișcare municipalească s-a autodenumărat tocmai prin cei care erau considerați creatorii poliției comuniste, prin municipalii șantelor din noastră. Deci, din acest amestec a rezultat banca de date. Vreau să spun că pe partea s-a obținut și de la diverse naționale, foarte multe. În primul rând, o arhivă a foștilor, a fișelor de detenție din închisori. Cei care au trecut din închisori au fost, cum am văzut acolo, 600.000 erau trecuți prin procese ale tribunalului din țară. Tot ce era proces politic, era judecat de tribunalul militar, fie din cele 6 regiuni militare din România, pe care era împărțită armata română, fie de aceste tribunale care parcurgeau țara, deci zona de tribunale teritorial. Asta, 600.000 au fost deținuți politici, povediți prin aceste fișe pe care le-am știut de la Arhivul de Direcție Naționale a Penitenciarilor. Pe lângă asta au fost peste 200.000 de așa numiți reținuți administrativi. Asta însemna că erau arestați fără proces, pe baza unor liste alcătuite la nivel local, trimise la Direcția Generală a Securității Poporului, la statului, la cetățenii poporului, și erau pe urmă semnate de general și colonei din Securitate. După aprecierile noastre, de data asta, pe bază de statistică, pentru că nu toate acele liste mai există, poate că au fost distruse, numărul acelor oameni era de 200.000.
alții erau strămutați. S-a început cu germanii din 1945, între ianuarie, au fost deportați pentru reconstrucția Uniunii Sovietice, din România 75.000 de sași și șoapi, din Ungaria, din Iugoslavia, adică din zonul de populație germană. Au fost pe urmă 44.000 de deportați într-o singură noapte din anul 1951, din cauza conflictului între Tito și Stalin. În 1948 a fost reînființat postul comitent sub numele de Comifor. De fapt, el a existat o scriptură, dar în 1943, pentru a fi băgăriți aviații occidentali, sovietici au desfințat comitentul. A funcționat un fel de comitent în curs pentru a pregăti cadrele care urmează să conducă țările pe care sovieticii le vor fi ocupa. Romulus, ar vrea să pun o întrebare, vreau să mă iertați. Vreau să termin asta. Deci, din cauza acestei carantine pe frontiera română-iugoslavă, acești 44.000 de oameni au fost luați la ora 2, noaptea 1951, erau chiar rusari. Frumoși și lăsați în cântul. Nicolae, te rog. Da. Nu se aude. Pentru că, de fapt, în toată această discuție și în documentele pe care voi le-ați publicat și parțial am văzut le citesc. Avem o sală despre securitatea română, înființată în 30 august 1948. Și până atunci, forța siguranță a fost epurată de funcționari și agenții care au funcționat în timpul regelui și a regelului de cu acești agenți de care v-am spus, care în perioada desfințării comitentului formau o direcție specială. Între ei un corp directiv sau pandușa poza. Microfonul, domnul Rusan, mai aproape. Nu se aude. Microfonul mai aproape. Deci avem o sală despre acești problemari, în care sunt reproduse despre care aveam date cât mai concrete. O carte foarte importantă este Banalitatea Răului, al lui Marius Oprese, lucrarea lui de doctorat, care are o epică extraordinară a acestei represiuni sălbatice care acolo. Mai există un dicționar al profesionarilor, Antonio Mizera, care a fost foarte contestat, a fost și a fost contestată de un... Acum, întrebarea este... Da, eu vă fac și pe lista celor presuri de Marius Oprea. Între timp, institutul, când era condus de Marius Oprea, institutul se numea, Institutul pentru cercetarea scrierilor comunismului din România. Și a exilului românesc. Acum prin unire s-a unit și cu Institutul condus de Dinzon Vest. Dar pe vremea Marius a făcut o sesizare către procuratură cu 232 de oameni. De fapt, cu 2003 s-a făcut primul denunț penal. Nu-mi place cuvântul denunț, așa se numește, așa se numește în legislație, cuprinzând tot cam 230 de torturi pe care cerea ca justiția să-i verifice. Asta încă în 1991. Pe vremea, deși era un guvern, guvernul Solușan a fost pe tranziție și oarecum mai bun decât ce pusese mai multe.
de cât a fost după. Și atunci, în turmă, că era ministru de justiție, un foarte ținut politic, și anume ministru Chirilă. N-am fost microfonul nu știu. Am urmat din Salvador, la mulți ani, după ce am mai urmat o listă făcută de nou itineri. Și de aici, până la urmă, s-au selecționat patru cazuri, dintre care două sunt în fața justiției, incidentul și fecior. Șef de lagăre, sub conducerea cărora au murit foarte mulți oameni. Nu împușcați, unii și împușcați. Nu încălcați pe copitele hailor, unii încălcați cu copitele hailor. Dar morți de mizerie, morți de epidemii, morți de efortul pe care trebuie să-l depună, când era vorba de brafa, de sarcă, de brafa, de brafa, de muncă, de impute grea. Deocamdată totul se rezumă la două persoane. Vreau să fac ceea ce vreau să adaug este că, deci, a existat lipsa lui Tico Dumitrescu, care era președintele Oștilor Deținuți Politici. Reluată de Marius Oprea, așa cum spunea Romul Zulsan. Marius Oprea însă a înaintat-o justiției și a cerut judecarea acestor oameni. Răspunsul la care s-a întors este o formulă în România celebră, nu știu dacă o știți, nu. Neînceperea urmăririi penale, pentru toți. Motivul fiind că faptele s-au prescris. Deci, erau prea vechi, se pășeau terenile. Abia după ce Monica Macovei a reușit să impună legislația europeană pe baza căruia crimele nu se prescriu. Crima de omor nu se prescrie, s-a putut pune problema de a se judeca niște crime care se produseseră înainte cu 40 de ani. Deci, la această oră, n-aș putea să vă spun de ce doar 4. Speranța mea este că după cei 4 se va continua lista, doar că între timp, timpul trece și pentru cei răi, nu numai pentru cei buni, deci o mare majoritate din lista lui Ticu Dumitrescu între timp a murit foarte bună. Deci deocamdată se judecă 4 persoane. Eu voiam să o salut pe doamna care a venit aici. În acest univers în care însăși legile firii hotărăs cine trebuie să ucidă pe cine și cel ce ucide mai mult este rege, cu ce admirație este filmat leul placid și feroce, spârtecând că primăra, iar eu, închizând ochii sau televizorul, am senzația că particip la crimă mai puțin, deși știu că în opaițul vieții trebuie pus mereu sânge, sângele altuia. Mai nevinovată, dar nu nevinovată, am stat la masă cu vânători, deși îmi plăcea să mângâi urechile lungi și mătăsoase ale iepurilor, a zvârlit ca pe un catafal pe fața de masă vreodată, vinovată chiar dacă nu eu apăsam pe trăgaci, ci mi-a stupat urechile oripilată de zgomotul morții și de mirosul sudorii nerușinate a celor ce-au tras. Mai nevinovată, dar nu nevinovată, totuși mai nevinovată decât tine, autorul acestei perfecțiuni fără milă, care ai hotărât totul și apoi m-ai învățat să dorm și ce n-am obraz. Biserici închise, ca
aceste case cu proprietarul plecat, fără să spună pe cât timp, fără să lase adresa. În jurul lor orașul rotește tramvaie și biciclete, claxoane, reclame, locuitorii grăbiți, vând și cumpără, vând și cumpără, mănâncă în mers și din când în când obosiți se opresc să bea o cafea la o măsuță pe trotuarul de lângă o catedrală din secolul XI, pe care o privesc fără să o vadă, pentru că vorbesc la telefon și fără să întrebe cine este cel ce a locuit cândva într-o casă atât de mare. Patria neliniștii. Aici este patria neliniștii, gata să se răzgândească din clipă în clipă și totuși nerenunțând să aștepte ceva nedefinit. Aici este patria, între pereții aceștia, la câțiva metri unul de altul și nici măcar în spațiul întreg dintre ei, ci doar pe masa cu hârtii și creioane, gata să se ridice singure și să scrie schelete brusc animate ale unor condei mai vechi, nefolosite de mult, cu pasta uscată, lunecând pe hârtie frenetic, fără să lase vreo urmă. Aici este patria neliniștit. Fără reuși vreodată să descifrez urmele care nu se văd, dar eu știu că există și așteaptă să le trec pe curat în patria mea a patru. Am ales două foarte scurte fragmente din cartea despre care s-a vorbit, America Ogarului Zenușin. Este vorba de o călătorie de acum 40 de ani. Am primit o mică cursă la Universitatea din Iowa City, $450 pe lună, nu știu ce ar fi acum, o sumă mare. Dar am ajuns cu 4 luni în gheziere din cauza îngheziere în zei. Deci, cursa pe 9 luni s-a transformat într-o cursă pe 5 luni. Din această cursă am reușit, pe lângă cele 2 luni de cenaclu, ne întâlneam vinerea cu colegi din 35 de țări, în general, lumea a treia și din țările comuniste. Sponsor era un poet cu copii și iubitor de poezie, Paul Engel, care umbla cu geanta în mână pe la companiile, mai ales industriale din zona Iowa, stat agricol, prin definiție, în general de la John Deere. Obținea bani cu care reușea să țină 9 luni de zile, este 35 de oameni din România, din Bangladesh, din Taiwan, pentru că soția lui era o vinezoacă Taiwan și așa mai departe. Cu acești bani am reușit să trăim 2 luni și să facem o călătorie de 16.000 de km. Cu greu. Cred că mai există, nu? Da, este. La un moment dat a dat aliment, dar cred că s-a reînființat în câte am auzit. Un autobuz care străbătea toată America și chiar și Mexicul și Canada, pe bază de prețuri minime și de abonamente și mai mici. Am plătit $199 pentru 2 luni de zile, în care puteam să trăim.
comunicăm, să comunicăm, să ne uităm pe fereastră și așa mai departe. Din această călătorie și din cele, din descrierea celor două unde stau pe loc, a ieșit cartea America Autoriței și soarta ea a fost senzațională. M-a apărut exact în momentul când direcția generală a cenzurat presă și scriitorii se desfința. Am fost citită pe serinte, fiindcă cenzorii de acolo știau că nu mai contează. Bine că după aceea cenzura a luat, după cum știe doamna Uricaru și doamna Rotoveanu, forme din cele mai aberante. Era o moluscă care se întindea de la editură până la Consiliul Culturii și până la toate ministerele interesate și cea mai importantă era post-cenzură răpunătoria. Când apărea o carte, apărea un cititor sau un bibliotecar care spune atenție de la pagina cu care s-a făcut cu tare. Deci a rezultat interdicție și așa mai departe. Deci a apărut în, după durerea din 4 martie, după resfințarea cenzurii. În 4 martie a fost victima de gradul 0. Tremurile am fost îngropat cu 5 ore totalmente în morosul locului care locuiam. Și atunci Marin Preda, foarte mărinimos, pentru că tatea avea și visa fostei centuri și eu eram o persoană și întâlnită, mi-a dat un tirajul ia 70.000 de exemplare. După cum știu colegele noastre scriitoare, partidul nu permitea mai mult de 30.000 de exemplare. Literatura era foarte calitată în perioada aia, pentru că era o punte între scriitori și cititori. Se înțelegeau peste cenzură unor. Și tata s-a epuizat cu literator și pe o altă editură din Iași, Julina, pentru că nu putea să-și plătească salarii, era perioada aceea cu autofinanțare. Au ținut în mod ocult de la Consiliul Culturii permisiunea să mai scoate pirate 100.000 de exemplare. S-a ecuizat și anul precedător ca teatru. A devenit obiect de furt, pe plajă, din trepturi, nu se mai putea înapoi de la Curcuța, așa mai departe. Din această carte vă voi citi două curte fragmente. Unul cam moralist, vreau să vă spun, pentru că în perioada cât am sala aia la Sibir, observam mai mult scripturi, obiceiuri și așa mai departe. Iar cealaltă o dedică acestor sirene pe care le-au ținut pe geam, și face parte din finalul cărții, pe drepturi chiar la Lyon, pe înaintea pomniți pe Europa cu vapor. Fragmentul moralist, nu știu dacă linguiștii mă vor cânta. Nu am ales asta. Ca un capitol. Viciul muncii, viciul, nu știu să aude multe, viciul muncii și inflația dorințelor. Discuție cu o nouă sală de așteptare a politicii Hipgres, cum ai găsit. A făcut un spas cardia și după ce medicul a ținut concediu o jumătate de an, i-a interzis acolo. Timp să jucheze mai mult de 8 ore pe zi. A venit să-l întrebe dacă nu-și poate relua programul la anul. El este plătit cu ora și renunțarea la orice suplimentare îi dereglează situația financiară. Soarta a vrut să-i pun lui, unui străin întâlnit într-o toare, într-o politică, întrebările pe care de mult am înțeles să le pun cuiva. Pentru sunetul vă e supărător, nu așa vă rog. Deci, întrebarea era,
De ce muncesc America mea atât de mult? Și dacă muncesc atât de mult, de ce țin atât de puțin la felul cum se îmbracă și cum se hrănesc? La început s-a fost decit de la îngheța întrebării, apoi am mărturisit că la el în companie, un birou de proiectări clinice, toți se dau un vânt după ore suplimentare. Americanul este la zero cu datoriile numai când se naște. A intrat el pe făcașul răspunsului. Sistemul bancar îți permite să cumperi pe datorie practic tot ce dorești. Casa, mașina, o a doua, o a treia mașină. Și cum firea omenească este nesăcioasă, toată viața rămâi locul acestor avantaje, acestor oportunități. Termenul a ajuns și România, oportunități. Munca, mi-a spus el, este singurul mijloc de a câștiga independența. Cât privește felul de a mânca și de a se îmbrăca la americană, nu mi se pare cumva. Poate că hot-dog-ul și maioneza cu morcov sunt plăcerile vieții lui, iar pantalonii de cowboy și pantofii de basket, ritualul său de eleganță. Ne mulțumim cu puținul pentru că n-am putea avea mai mult cea muia Beatrice Boacea după 100 de pauză și pentru că ne-am plictisit să ne tot înmulțim dorințele. Asta era părerea în discuția mea de acum 40 de ani. În ce scurte toate lucrurile s-au spus. România a ajuns foarte multe în aceste obiceiuri. Și în general am observat că ceea ce nu-mi plăcea aici, așa am fost sincer, adică reclama exagerată, reportajele de senzație de la televizor, au ajuns acum să domine la noi în România mai mult decât aici, aici. Cred că dumneavoastră la tot lucrurile pe monitoare cu mine ne cam obosesc și cam deranjează ordinea societate.